Salariații Complexului Energetic Oltenia nu sunt de acord ca banii companiei să ajungă în sport. Oamenii își doresc mai întâi majorarea veniturilor lor, care sunt la fel de an bun, iar mai apoi compania își poate îndrepta atenția și către cluburile sportive. Nu. Deci am mai spus-o, salariații, atâta timp când nu vor dobândi drepturile care aveau în 2012, sigur nu vor fi de acord cu această chestie. A, că sunt iubitor de sport, dar s-au plictisit de scandalul ăsta permanent în care este sportul gorjean. Eu sper să se facă ceva în sensul ăsta, în sensul de a se pune la oaltă oamenii care într-adevăr vor să facă ceva pentru sportul românesc și care nu au fost implicați în trecut în momentul acesta în care a ajuns sportul gorjean. Chiar și Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a anunțat că nu poate investi în sport, deși este asociat al clubului Pandurii. Până când nu vor fi remediate doleanțele salariaților, compania nu poate cotiza la Pandurii ori la un alt proiect sportiv.